Bună dimineața, pacea Domnului tuturor, cu bucurie spun că sunt onorat să fiu aici cu voi în această zi de sărbătoare. Vă duc salutări și felicitări de la Bordul pentru misiunea internațională de Convenție de Baptiste Sud în Statele Unite, președintele Bordului, Dr. Paul Chitwood, și mii de baptiști de Sud care au fost implicați aici în ultimul secol. Și vă duc salutări nu numai de la bord și conducerea, și de la mine și de la soția mea, Karen. În mod deosebit, alți profesori, Dr. Bill Richardson și co-soția lui Kathy, de la Dr. Chuck Quarles, soția lui Julie, Dr. Richard Clark cu soția lui Wanda, și Dr. Cameron Armstrong cu soția lui Jessica. Implicarea noastră aici a fost o parte mică din ceea ce a făcut Dumnezeu prin Southern Baptist, Baptiste Sud, de la începutul aici. Ați auzit deja pe video despre OA, despre Dr. Gill și Hurley, Dr. Mullins, Southern Baptist Theological Seminary. Dar după aceea, în perioada de comunism, Murul n-a putut să pună misionari aici, dar au făcut mai multe vizite, n-au putut să predice, dar au avut niște salutări lungi. După Revoluție, Bordul nostru a fost o parte din invazia americană. Și de atunci, cu excepția niște perioadelor scurte, Bordul nostru a avut cineva aici slujind la ITB. Și suntem mulțumim lui Dumnezeu că am putut să facem lucrul acesta prin ajutorul Lui, prin harul Lui. Este o bucurie și pentru noi. Am venit eu cu soția mea pentru prima dată, pentru doar o săptămână în 1991, într-o seară după un serviciu de vin la Biserica Betel, mi-a pus în mână un frate, un bucat de hârtie și a fost scris pe ea din Deuteronom 4, verset 9 și așa spune: numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor tăi. Din partea Convenției de Baptiști de Sud, conducerea lui, cei care au fost, sunt și vor fi, vreau să vă îndemn să luați seama de voi înșivă să rămâneți întemeiați pe Evanghelia Domnului Iisus, cel răstignit, cel și cel înviat din morți. Aici trebuie amin, frați. Amin. Mulțumesc. Ați uitat. N-am uitat limba voastră, ați uitat să spuneți amin. Nu uitați credincioșie lui Dumnezeu în trecut. Și pentru viitor, faceți-le cunoscut acestei noi generații. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute și să ne ajute și pe noi, baptiști de Sud, ca să slujim împreună încă un secol și mai departe, până când va veni Domnul Iisus. Amin. Amin.